Dragi cititori ai Bistrițianului, dragi privitori de pe YouTube până la urmă, nu vă ascund, sunt extrem de emoționat. Pentru că e o enorm de mare bucurie, o enorm de mare onoare să o revăd aici, la ea acasă, în Bistrița ei dragă, pe celebra noastră artistă Anita Hartig. Draga Anita, te felicităm, te iubim și îți dorim tot binele din lume. Vă mulțumesc pentru susținere. Sunt ferm convins de faptul că tu, alături de ceilalți mari artiști ai scenei românești, de exemplu Angela Gheorghiu, de exemplu Ștefan Pop, de exemplu în domeniul sportului Simona Halep, faceți extrem de mult bine României. Da. Și pentru chestia asta vă iubesc și vă iubim cu toții și vă prețuim cu toții. Este o chestie deosebită. Maniera extraordinar de particulară în care a interpretat în seara asta demonstrează două lucruri deosebite pentru mine ca și cunoscător al muzicii și pasionat al muzicii. Faptul că ai dat dovadă de o maturitate artistică cu adevărat remarcabilă, faptul că ți-ai permis să cânți un spectacol întreg fără microfon. Asta e mare lucru. Foarte mare lucru. Sigur, acustica să te-a ajutat un pic, dar eu cred că adevărat este că ți-ai dăruit tot sufletul pe scenă pentru oamenii aceștia dragi care te iubesc. Vă mulțumesc pentru astfel de primire, vă mulțumesc pentru apreciere, vă mulțumesc că recunoașteți valorile țării, pentru că noi cu toții suntem atât de fericiți și mândri că suntem români și peste tot în lume pe unde mergem, întotdeauna ni se atrage atenția, bă! Dar de ce la voi sunt așa de multe talente? Eu vorbesc acum despre cântul liric, nu? Da, corect. Așa voci frumoase, așa calde, așa strălucitoare. Și întotdeauna le spun, uite, limba noastră ne ajută foarte mult, este foarte caldă, rotundă, întotdeauna pe multe vocale, foarte deschisă și generoasă, așa caldă, nu? Și e foarte important. Mulți dintre noi am reușit, adică toți, au reușit prin forțele proprii, cu susținerea orașului, a părinților, a oamenilor apropiați și am mers dincolo și am luptat pe cont propriu, fără să ne știe nimeni și am reușit să ajungem departe, să ne depășim situația și... Să nu uitați că sunteți români. Nu sunt convins că peste tot spuneți asta. Știți cine uită? Da. Știm cu toții cine uită, da. Că sunt așa de mulți și care acum și-au încheiat cariera, Iliana Cotrubaș, Viorica Cortez, Leontina Văduva, multe nume care ar trebui onorate, ar trebui să li se recunoască efortul și meritul. Va veni vremea, fi convinsă, când din nou cultura, din nou educația vor fi repuse în drepturile lor firești. Un gând de final, ești foarte opusită și nu mai vreau să abuzez. Îmi cer să astea sunt rămășițele. Da. Am terminat o stagiune foarte emoționantă și grea și dificilă. Și în seara asta nu m-am simțit chiar foarte energică, dar nu am dat tot ce am avut în seara asta. Unde vei fi în această... Hai să vedem o chestie. Unde vei cânta în această toamnă? Viena, Toulouse, Paris. După aceea din ianuarie, Amsterdam, New York, San Francisco. Da, o să călătoresc cu valiza și o să mă bucur să... Și acasă mai poți să revii din când de când? Mai acasă, puțin. Vă spun sincer, aș reveni să mă odihnesc. Să mă bucur de familie, să regăsesc centrul, să merg în grădină, să mă duc în vizită, să nu fac nimic, să mă duc lângă râu, să mă pun pe o pătură așa, să stau, să vegetez, să mă uit la nori și la cer, să mă relaxez, să mă reîncarc. Și tot ce ți-ai propus să îndeplinești, să realizezi. În final, un gând pentru Bistrițean, pentru ziarul Bistrițeanul, pentru cititorii lui. Vă mulțumesc că ne sunteți alături și că ne urmăriți. Vorbesc acum despre Ștefan, despre mine, Ovidiu Purcel. Mai sunt bistrițeni. Bistrițeni sunt peste tot în lumea asta. Și cu suportul dumneavoastră noi mergem înainte și mergem înainte că vorba aia nu e ușor să fii străin în afara țării, dar suportul dumneavoastră și iubirea dumneavoastră ne dau curaj să mergem mai departe și să continuăm pe drumul ales. Mii de mulțumiri și mult noroc în viață și în carieră.